Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat în rândul liceenilor din Fălticeni, și anume 15 la Colegiul Național Eugen Lovinescu și 16 cazuri la Colegiul Național Nicu Gane. Tot două focare au fost declarate și la liceele din Câmpul Moldovenesc. La Colegiul Național Dragoș Vodă au fost diagnosticați 12 liceeni, iar la Colegiul Silvic au fost până în prezent 7 cazuri de îmbolnăviri. 10 dintre acești elevi au necesitat internare, 2 dintre ei fiind diagnosticați cu meningită urliană. Fiind o infecție aerogenă, este foarte greu de controlat evoluția ei. Sursa de infecție este pacientul bolnav. Boala se extinde rapid din cauza focarelor întâlnite în colectivități, au declarat medicii. Conform specialiștilor, după o perioadă de incubație de 21 de zile, apar primele simptome, cum ar fi febra, cefalea, dificultatea de a deschide gura, de masticație și de deglutiție. Apoi, în majoritatea cazurilor, apare o tumefacție dureroasă a glandei salivare, la început unilaterală, la peste jumătate din cazuri devenind bilaterală în aproximativ 3 zile. Cu cât copilul este mai mare, cu atât este mai mare și riscul apariției complicațiilor. Aceste complicații sunt totuși rare, fiind reprezentate de pancreatită, orhită, meningită, encefalită sau surditate. Numărul cazurilor de oreion înregistrate în județul Suceava de la începutul anului este de 121 de îmbolnăviri, ceea ce reprezintă o creștere uriașă față de anul trecut, când au fost doar 14 astfel de cazuri. În 2013 au fost raportate doar 5 cazuri de oreion. Conform reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului sunt mult mai multe cazuri de oreion, care însă nu au fost făcute publice. Medicii monitorizează atent evoluția îmbolnăvirilor din cele 4 licee unde au declarat focare de infecție. Este vorba despre liceeni nevaccinați împotriva acestei boli, vaccinul ROR fiind prins în schema națională de vaccinare abia din anul 2006, subliniază medicii.